Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gătește-ușor.ro. Astăzi am decis să fac un preparat din bucătăria grecească, un sos mai exact, este destul de cunoscut, sos de tzatziki. Pentru acest sos veți avea nevoie de 150 de grame de iaurt grecesc sau iaurt normal, zeama de la o jumătate de lămâie, 2 linguri de ulei de măsline, 2 castraveți, 3 căței de usturoi și o linguriță de oregano. Vom începe prin a da castravetele pe răzătoarea mare. Vom stoarce un pic castraveții folosind o strecurătoare și un bol pentru că au foarte multă zeamă. Vom da și căței de usturoi pe partea mai mică de la răzătoare. Vom adăuga castraveții storși peste iaurt și usturoiul. Vom adăuga restul ingredientelor în bol, adică oregano, zeama de lămâie, ulei de măsline și sare. Sosul nostru de tzatziki este gata. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă invităm să ne dați like și share pe pagina noastră de Facebook gătește-ușor.ro și sperăm că veți mai urmări alte rețetele noastre. Faptă bună! Pa, pa!